La finele săptămânii trecute, medicii suceveni au votat pentru a alege reprezentanții care vor conduce Colegiul Medicilor, iar cele mai multe voturi, 188, au fost obținute de medicul gastroenterolog George Marian Melinte Popescu. Acesta a fost urmat de medicul ginecolog Laura Coca cu 178 de voturi și de medicul de familie Irina Ioana Badrajan cu 165 de voturi. Doctorița Badrajan este actualul secretar general al Colegiului Medicilor Suceava. Din Consiliu vor face parte și următorii medici în ordinea voturilor primite: Sorin Mihai Blanaru, Monica Terteliu Băi, Liliana Mirela Oniceanu, Mirela Lavinia Ștreangă, Mihaela Avram, Constantin Cătălin Lulciuc, Dănuț Bărbunc, Dinu Mircea Bordiniuc, Lăcrămioara Mercore, Mariana Florea, Rodica Eremia, Garofița Georgeta Gafița, Oana Otilia Jucan, Adrian Tătăranu, Claudia Ionesi și Daniel Vasea Stan. Medicul Sorin Hâncu a obținut doar 100 de voturi, insuficiente pentru a mai face parte din noul Consiliu. Doctorul Hâncu a condus Colegiul Medicilor Suceava timp de 12 ani, fiind la al treilea mandat consecutiv. Sorin Hâncu ne-a declarat că îi pare rău că a mai candidat și că este un pic supărat că nu a mai fost ales, pentru că ți-a dat silința să facă tot ce a putut mai bun pentru Colegiul Medicilor. Sunt puțin supărat din acest punct de vedere, pentru că eu mi-am dat silința să fac pentru colegii medici cât mai mult din partea Colegiului Medicilor și nu vreau acum să le expun pe toate în fața dumneavoastră și pe semne că colegii mei nu au vrut să aprecieze ceea ce am făcut. Eu mă retrag fără niciun fel de problemă, doresc noi conduce succes de plin și să continue ceea ce eu am realizat, poate să facă și mai multe lucruri și am să spun ceea ce am spus și în alte ocazii. Îmi pare rău că am candidat, pentru că ar fi trebuit poate să mă retrag și să nu dau ocazia de a fi refuzat de colegi. Mergem înainte, Colegiul Medicilor este o organizație profesională foarte importantă și este important de asemenea ca toți colegii să fie angrenați în acțiunile colegiului. Secretarul general al Colegiului, Irina Ioana Badrajan, a apreciat rezultatele alegerilor ca fiind echilibrate. 10 medici de familie și 9 de alte specialități fac parte din noul Consiliu și speră ca activitatea să fie continuată în Colegiu, așa cum a lăsat-o doctorul Hâncu, la cheie, cu un echilibru financiar foarte bun. Apreciez că reprezentarea este echilibrată, având în vedere că sunt 10 medici de familie și 9 medici de alte specialități, pentru că și medicina de familie este o specialitate. Așa încât, mi se pare că alegerile au fost bune și că sunt oameni determinați care vor să facă o treabă bună, să continue activitatea colegiului, așa cum ne-a lăsat-o domnul doctor Hâncu, pentru că, așa cum se exprima el, a lăsat colegiul la cheie, deci un sediu propriu, o grămadă de realizări, manifestări și echilibru financiar foarte bun, așa încât să sperăm că o parte dintre cei care au mai făcut parte și din consiliile colegiului trecute, o să avem sprijinul și celorlalți pentru a continua și a crește calitatea activității noastre. Următorul pas va fi validarea la nivel național, iar Consiliul va alege viitorul președinte, cei 3 vicepreședinți și secretarul general. Totodată au fost desemnați și cei 6 medici care vor reprezenta Suceava în adunarea generală națională a Colegiului Medicilor din România.